În această perioadă, la centrele din județul Hunedoara ale Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură se depun cererile unice de plată pentru anul în curs. Aceste cereri reprezintă subvenții acordate de stat pentru fermieri, iar sumele primite nu sunt de neglijat. Doar anul trecut, prin aceste subvenții au fost pompate în economia hunedoreană aproape 45 de milioane de euro, o contribuție la atragerea acestei sume, având și angajații APIA din județ, care au fost felicitați de către conducerea centrală a instituției pentru activitatea depusă în acest sens. Activitatea, eu spun că merge bine, mă bucur că în anul 2021, pentru cererile aferente anului 2021, am contribuit și noi, să spun așa, cu părticică la bunăstarea județului dumneavoastră. Prin APIA în județul Hunedoara au ajuns peste 43 de milioane de euro. Și acesta, zic că este un lucru pozitiv pentru agricultura județului Hunedoara. Și aici îi felicit pe colegii de la APIA, Centrul Județean Hunedoara, și centrele locale arondate, pentru că acest lucru nu se putea face fără eforturi lor. Cererile unice de plată pentru 2022 se pot depune până în data de 16 mai. Mai multe detalii despre acest proces se pot afla de pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, de la Centrul Județean al APIA Hunedoara, precum și de la filialele locale din Brad, Deva, Hunedoara, Ilia, Orăștie, Petroșani și Sfântă Mărie, Orlea.